Noi le pun pe toate? Da, mă, pun le pe toate pentru abonații tăi. E bun? Da. Apăsați acolo butonul de like într-un număr cât mai mare să strângem 20.000 de like-uri. Bă, uite în casă! Bă! Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi voi face un mega experiment aici în casă la mine. Sper să nu se întâmple nimic, să cadă tapetul sau alte chestii. Am aici o cutie foarte mare. Probabil voi știți deja din titlu ce se află în cutie și eu știu. Gheață carbonică am 18 kg. O să umplu cada cu apă și o să pun 18 kg de gheață carbonică în cadă. Și bineînțeles că această gheață când intră în contact cu apa scoate un fel de fum. De fapt nu știu dacă e un fum, un abur, ceva de genul ăsta, un abur rece. Și sper să nu vină vreun vecin sau ceva de genul ăsta să vadă pe geam, că vă dați seama o să iasă, să zică că mi-a luat foc casă sau chestii de genul ăsta, să nu fac alte tâmpenii. Bun, haideți să desfacem asta, să vedem aici cum arată. Bă, trebuie să-l duc pe Pablo undeva, nu? Îți dai seama. Îl duc în camera aia, că na, nu vreau să pățească ceva, nu se știe ce se întâmplă de la aburul ăsta. Normal. Ce avem noi aici? Ia uite-o, frate. A, deja a început să iasă așa, fum. Vezi? Ia de mai aproape. Am uitat să fac ceva și e foarte, foarte important. Nu trebuie să punem mâna pe ea, frate. Pentru că te arde. Serios? Gheața carbonică e ceva de genul, adică la minus nu știu câte grade, 70, 80, nu știu, sigur nu vreau să vorbesc prostii, da, e periculos rău. Nu faceți chestia asta acasă, nu încercați, eu sunt mai dus așa, știți voi, că îmi plac chestiile astea. Bă, astea le-am găsit, nu știu cele mai frumoase mănuși, însă important e că ne protejează. Facem un experiment, nu spunem aici. Ia. Oare e rece? Stai că vreau să văd. Îți dai seama. Nu e așa rece. Cum nu? Pă bune, uite, pune una să vezi. Ia. Ia ține. Ce se simte? Aburul nu are nimic. A, nu. Doar iese așa abur. Probabil dacă bagi mâna aici, e foarte rece. Imaginați-vă 18 kg în cadă. Bă, tu vină încoace. Îl avem aici pe Pablinașul. Îl ducem aici în camera de lângă, că nu vreau să pățească ceva. Deși aerul ăla nu cred că e toxic sau ceva de genul ăsta, dar nu vreau să risc. Așa că tu stai aici până termin eu experimentul. Fugi! Și acum să vedem ce iese. Bă, vă rog tare mult. Apăsați acolo butonul de like într-un număr cât mai mare să strângem 20.000 de like-uri la experimentul ăsta sau challenge, cum vreți voi să-l numim. Am așa... serios, emoții, comuni, nu știu. Ia să vedem. Mamă, dar ce rece. Așa un pic de control. Oh, da. E bine, e bine. Mamă. Ia. Ha, că-i forță. Bă, poate strica, da, nu? Nu, mă, dar are nicio treabă. N-are nicio treabă, dar omul ca să vadă ce faci eu aici. Ai pe aici, frumos, atmosfer. Aici, acum știi cum e asta? Cum sunt milionare aia, știi, care stau da. În jacuzzi frumos, cu fum, chestii, da, bine, iau, să zic cine e în buzunar. Mamă, frate. Bă, e forță. Abia aștept, frate, să văd care-i treaba. Bă, like acolo, dați like. Mamă, ia cum se vede pe camera? Mamă, ce, bă, zici că-i spumă, vezi? Da. Dar de fapt ea. Ia, bur, frate. Mamă. Ia. A, se face așa? Wow! Faci în grătar în casă. Mamă, ești nebun. Ce ai, măi, forță rău. Și vreau să vede de pe aici, uite, așa vreau eu să vad, știi? Da, băiat. Asta e, pentru asta, asta e ideea. Bă, dar e forță, mă. Ha? Bă, e forță, mi-a plăcut. Ia. Hai la mici, mici am vrut și gârnați. John, vede, ieși afară, ieși. Bă, uite ce cameră. Bă, ești nebun. Mamă. Băi, zici, ești în ăla cu zombi, știi, în cimitir? Da, frate, ăsta e șmecher seara, bă, să-l faci. Uite puțin ce-i în baie, deci nebun la cap, uite ce-i în baie. Bă, dar pune-l odată pe tot. Mamă, bă, frate, mai stăm puțin, fibelea. Bă, și vreau să scurge, frânează aici, cascat, vezi? Bă, dar să nu vină vreun vecin să zică că e fum și a luat foc. Lasă-mă, n-are nimic. Ăsta e aer condiționat manual, ăsta, știi? Acolo ai gem aici. Ia. Ăsta e cazanul lui ăla rău. Băi, mă bag aici, am pe 50.000 de like-uri. Hai, Johnule. I-am dat drumul, da? Hai, frate. Oriu. Bă, ce-ai făcut, mă, nebun, le-ai
Bă, uite ce e camera, bă! Bă, ești nebun! Uite ce o să vede acolo. Aici avem o cascadă. Bă, aici o să vede. Hai că-i dă fratele de pe... Nu, mai stai, Stel. Bă, le pun pe toate, mă? Da, mă, pun-le pe toate pentru abonații tăi. E bun? Da. Hai, gata. Așa a plecat. Bă! Bă! Băi, bă, da. Bă, ce pe asta unde? Bă! Bă, ești prost? Bă, uite-n casă! Bă! Gata. Vin vecinii, măi, bata. Bă, uite, filmează la baie. Fuck! Bă! Bă, ești nebun! Mă mai vezi aici? A, un pic cap, asta. Bă! Bă! Uite ce-am făcut aici! Fuck! Am apăsat butonul din like! Mamă, bă, dați, fraților, cât mai multe like-uri. Băi, nu, pe bune, și ce mi-e frică acum? Lasă în casă, ca în casă. Ies afară, știi, pe geam. Și zici, și zici numai că l-am foc asta, poate vin pompierii, ceva poliție, ești nebun? Bă, deci uitați-vă ce e aici! Printre nori, la mine în casă. Mamă, fraților, am dat drumul la geam pentru că era groasă rău, gata, e pe final. De acum totul revine la normal. Mai e aici puțin, dacă vrei să te mai joci, e ultima șansă. Ia, vreau să văd cum e apa. A, nu. Nu e rece? Ba da, ba da, dar nu e așa tare, uite, ia bagă-mă. Bag una, fără frică, nu e nimic. E rece, e da. Un pic. E, dar nu e chiar așa. Gata, Pablo, hai, poți să ieși. De la acel abur s-a lăsat așa apă. Atâta, dar dau cu mopul imediat și o să fie totul perfect. Ok, fraților, nu știu dacă se vede, dar sunt transpirat rău de tot. Mamă, deci nu mă așteptam să iasă așa, a ieșit perfect. Asta vroiam eu de fapt, să văd efectul ăsta de abur prin toată casa. A ieșit super șmecher, apăsați acolo butonul de like într-un număr cât mai mare și dați un share pe Facebook să vadă și prietenii voștri ce nebunie am făcut eu aici acasă. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Marius Bogdan, dați-mi acolo un follow să ajungem la 100.000 de urmăritori. Cam atât cu acest clip, cu voi astăzi a fost Bogdan, iar noi ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa! We'll be right back.